Salutare! Astăzi am decis să fac o ieșire scurtă. E destul de frig afară. Deci că minus 11 grade. Cam înghețată valea. Sunt la pădurea unde de obicei vin eu și mă relaxez când nu am mașină. Acum mi s-a stricat iar mașina. Ceva ce nu ar fi trebuit să se întâmple și o singură tură de ninsoare. Eu vreau să mă duc în partea aia. Acolo este o vale mai mică și este și o cascadă, dacă nu o înghețat, care e foarte frumoasă. Să vedem dacă reușesc să trec valea. Apa e destul de adâncă și mare și sigur și rece. Nu o să pot trece pe aici valea, așa că o să caut un alt loc să văd pe unde aș putea să trec. Și pe aici mai era o trecătoare, dar foarte mult a crescut apa și înghețată. Nu vreau să risc să cad în apă, că nu de asta am venit. Până la urmă o să ajung la podeț. Am ajuns la podeț aici și la cabana lui domnul Vasile. Mai erau câteva podețuri peste valea asta mică, dar s-a stricat, că a reparat domnii drumul până la intrare în sat și așa, nu. Imaginați-vă că podul ăsta, așa cum e făcut de un om de vreo 75 de ani, care are accident vascular cerebral și pe partea dreaptă sau pe partea stângă aproape că nu poate să umble. Și totuși vine aproape în fiecare zi acolo, să vă arăt. Are un locșor al lui unde vine și își bea cafeaua. De admirat. Și cam așa arată locul lui domnul Vasile. Acolo e bucătăria. Acolo e locul de băut cafea și mâncat. Și acolo e locul de dormit. Acum și-au renovat una dintre aia de acolo, renovat în vară, astea au schimbat trestia de pe ea și au mai pus ceva chestii pe acolo. Și nu știu dacă mai dorme în ea, dar îmi povestea că mai avea obicei să doarmă vara, nu iarna, că iarna e frig și nu merită. Și aici tot timpul are niște lemne, o masă pe care își pune chestii pregătit, o sobă. Văd că și-a mai pregătit una de când am mai fost pe aici. Aia nu era, aia de acolo. Da, un om gospodar. Astăzi vreau să vă vorbesc despre fierăstraie. Fierăstraie este o unealtă foarte utilă, mai ales pentru ieșirile așa de o zi, două, să zic, în care nu avem nevoie de nu știu câte unelte. Un fierăstrău își face foarte bine treaba. Ăsta care vi-l arăt acum este un Fiskars, nu știu să vă zic de care. A fost primul fierăstrău care mi l-am cumpărat. A fost și destul de scump. Spre surprinderea mea, ține, e la fratele meu acum, dar nu mai taie cum tăia. E un fierăstrău care taie numai la tragere, asemănător cu Silky, că toată lumea le știe, și ăla e pe același principiu, și are lama destul de scurtă, mi se pare 12 sau 13 cm. Avantajul acestui fierăstrău e că e foarte ușor și se adună foarte, foarte compact, încape și în buzunar. După care mi-am făcut eu un fierăstrău care l-am vândut din ca și un baxo, pe engleză, nu știu, fierăstrău din la bătrânesc, din lemne care se adună, din lemn de stejar, cu o lamă de bonfire pentru lemn. A mers chiar foarte bine. După care am ajuns la Baco. Baco, la plandăr, absolut toată lumea îl știe. Ăsta l-am din 2014
și folosit la treburi foarte, foarte serioase. Dacă vedeți și lama, e destul de zgâriată, protecția de ce-o fi pe lama să nu ruginească. După care, un prieten de-a meu mi-a cumpărat și mi-a făcut cadou un Opinel 18, care e tot un fierăstrău pliabil, cu exact stilul bricegelor Opinel, numai că blocajul e altfel, are aici o clemă care agață lama. După care am trecut la, cum zice asta, la Husqvarna. Are lama mare, 20 și cât are? 21? 21-22 de centimetri, nu mai știu exact, dar pe acolo. Tot așa, pe tragere, taie și mi-a plăcut foarte mult, sincer. Are dinții compact, nu vorbesc aiurea. Dinții sunt aproximativ ca și la Fiskars, dar mai mari. Mai mari, lama fiind mult mai lungă, dacă se vede, așa, cam cu vreo 5 cm mai lungă, dacă nu mai vine. Și îmi place că e mai ușor de, dintr-un buton, se închide, se deschide, la asta cu șurubul un pic mai altfel. Și actualmente asta îl folosesc la ieșirile mele cu gentuța mea de bushcraft, să zic așa. Și aici, în asta mare, mi-am făcut un fierăstrău. Exact din ăla bătrâneț cum l-am avut pe ăla micuțu, dar un pic diferit, în sensul că l-am făcut dintr-un palet, din lipsă de ocupație, dintr-un palet rupt am scos niște scândurele, era un palet mai ciudat, și l-am făcut într-o pauză la serviciu. Absolut tot, e din brad. Avantajul e că e foarte ușor, comparativ cu ăla de stejar, care era mult mai greu. Dezavantajul e că, dacă vedeți, s-a rupt. Aici, exact unde vine băgată lama. Și ce am făcut? L-am lipit și i-am tras așa o matisare, să zic, cu niște cordelina. L-am mai folosit de atunci, dar foarte puțin, pentru că l-am folosit numai ca să-l testez. Lama este o lamă Baco de 51 de centimetri, sau 52, nu mai știu exact. Subțire, foarte subțire, stai dacă nu scrie pe ceva, nu mai scrie, s-a dus. Ah, ba da. 21 de inci, 51 de centimetri. Așa. Și ăsta se montează relativ repede, cu niște șuruburi. Nu l-am făcut să se împacheteze în mâner, tocmai din cauza asta, că m-am gândit că o să se rupă, deși, dacă vă uitați, fibra lemnului e chiar foarte potrivită, adică pentru rezistență. Și totuși s-a rupt. Și la asta, la tot așa. Și mi se pare că, da, numai la un, aici mi s-a rupt, numai la asta mi s-a rupt, dar de siguranță am făcut la ambele părți. Vreau să vă uitați la lamă. E o lamă care nu știu să vă zic detalii, dar nu are forma aia de coadă de rândunică în textura dinților. Și asta este o lamă pentru lemn uscat. Dacă se vede, fața mea e mica înghețată, de-abia vorbesc. Și asta este foarte bun pentru lemn uscat. Merge deosebit de bine. Nu o să vă arăt cum taie, probabil cu o altă ocazie. Și ce vreau să mai zic de asta, ăsta am ales să-l pun în rucsacul de urgență. Chiar dacă, teoretic, este cel mai slab fierăstrău care l-am, este foarte ușor de înlocuit. Lama, mai am una de rezervă. Am aici o lamă nouă, care am ținut-o special pentru asta. Și orice piesă s-ar rupe din ansamblul ăsta, poate fi făcut la fața locului. Excepțând șuruburile astea care pot fi înlocuite cu un lemn de esență mai tare. Dar în rest, chiar totul poate fi făcut la fața locului și este cel mai
cel mai bun pentru că poți tăia și lemne mari. Și încă o chestie care am făcut-o, care probabil că nu se vede, dacă vă uitați, nu se împachetează cap în cap, adică să se, partea asta să fie în continuare celuilalt, tocmai dintr-un motiv foarte bun. Haideți că vi și arăt împachetat asta, adică despachetat. Dezavantajul ar fi că în momente de genul ăsta, când mâinile sunt înghețate la propriu, s-ar putea să-ți pierzi șurubul. Asta ar fi singurul dezavantaj. Da, eu sper de data asta să nu-l pierd. Deși, într-adevăr, e ciudat să lucrez cu mâinile înghețate. Să vedem așa. Ui, nu mai știu să o asamblez. Așa, cu partea am făcut-o și n-am pierdut șurubul, super. Și o bucată de lemn care strânge practic tot fierăstrăul. Așa ceva. Da. Dezavantajul e că durează mult până îl asamblezi. Avantajele sunt că orice parte poate fi înlocuită, e foarte comod în mână și poți tăia copaci groși. Adică cu ăsta poți să tai liniștit până la un buștean de 25 de centimetri, dacă nu și mai mare. Și îmi permite și lama, lungimea ei, ca să nu mă chinuiesc. Cu ăla de 24 de centimetri, adică 22 de centimetri, restricționat de lungimea lamei. Probabil că și cu ăsta, dacă mă tot învârt pe lângă el, aș putea să tai, dar cu unul din ăsta poți să tai mult mai ușor. Așa. Acum, dintre astea trei, plus opinelul, care nu l-am găsit, nu știu ce am făcut cu el, prin ceva geantă apucat și ăla, că l-am băgat la lucru. Dintre astea toate, cel mai bine tai opinelul. E cea mai subțire lamă, tot așa are vreo 20 de centimetri, între 18 și 20 de centimetri, cam ca și dimensiuni, mi-am înghețat deja în zăpadă asta, ca și dimensiuni opinelului, cam ca și Baco la lamă, forma lamei e un pic diferă, este mult mai subțire decât Baco lama, cam toate astelalte sunt mai subțiri ca și Baco și taie cel mai bine. Deci dacă aveți ocazia să lucrați cu un opinel, o să rămâneți încântat. După care aș zice că ăsta, e cam în același stil. Lama e un picuț mai groasă ca și la opinel. Și la opinel mai este o chestie care, nu știu dacă la astea îi, dar la opinel se vede foarte clar că lama este trapezoidală, cu partea subțire înspre coamă. Ceea ce face tăișul mult, mult mai facil. Așa, după care am zis că ar veni asta ca și rapiditate la tăiere. Baco și ăsta. De asta din cauza că nu mai taie. S-a tocit pur și simplu de atâția ani și la cât a fost de folosit. Probabil că dacă l-aș putea înlocui sau așa, ar fi din nou un fierăstrău foarte bun. Acum, dacă ar fi pe termen lung, să zic, să am nevoie de un fierăstrău, aș alege Baco. Vă spun și de ce. Nu din cauza rapidității cu care taie, pentru că diferența e destul de mare, odată și din cauza lungimii lamei și dinții. Asta îl face un tăietor mult mai bun. Dar ce poți face cu Baco și nu poți face cu ăsta este să tai cionte, oase.
Am acasă ceva poze. Sper să o găsesc și să o postez în clip. În care am tăiat un ciolan de porc în trei bucăți sau de vită, nici nu mai știu. Oricum, un cion destul de gros, nefiert, nenimica, l-am tăiat cu baco. Taie, nu se uită la el, nu face nimica. Plus de asta l-am folosit și la construcție. Mi-am tăiat ușile la apartament când mi le-am înlocuit cu aceeași lamă, exact cu lama asta. Și alte chestii nasoale. Mai tai, îți scapă în pământ și în alte chestii. Un avantaj foarte mare la Baco față de celelalte, față de toate, este lama. Adică grosimea lamei. Flexează, dar nu foarte mult. Ceea ce îl face foarte bun ca și stabilitate. Și ăsta la Husqvarna, nu știu dacă se vede în cameră foarte bine, dar vă spun eu, e îndoită lama, se și vede, da? Tocmai din cauza că la un moment dat, dacă nu ești un pic atent cum tragi, tragi și împingi rapid, pac, se îndoaie, mai ales în vârf. Opinelul, exact în aceeași chestie, l-am rupt de 3 ori. Adică lama. Prima dată i-am rupt 4-5 dinți, după care o să mai rup 4-5 dinți și am rămas aproape cu jumătate din lama. Dar aia v-am zis, e și mai subțire, e și oțel inox la opinel, lama și da, e foarte flexibilă. Pe când cu Baco, și Baco l-am îndoit, nu vă gândiți că nu l-am îndoit, dar mult mai greu se îndoaie, plus că taie în ambele direcții și plus că taie oase și alte chestii mai dure, să zic așa. Ceea ce eu zic că îl diferențiază foarte tare, mai ales pentru persoane care fac și altceva în afară de un foc în natură. Adică dacă am nevoie la vânătoare, o să-mi iau un fierăstrău din asta. Apropo, l-a tăiat porcul, fierăstrău. Baco. Merge, fără probleme. Și de asta, eu ăsta l-am tot timpul la mine, nu-i cel mai lăudat, vă spun sincer, v-am zis, fierăstraiele alte toate taie mai bine, dar eu, de exemplu, mă duc și mai caut și alte lucruri în pădure. De exemplu, știu că aici, în pădurea asta, sunt locuri unde ciobanii mai aruncă oase de animale, pentru că nu au ce face cu ele și se usucă în pădure. Și de acolo eu le iau și mai fac un alta pentru un mânări de cuțit sau așa, se usucă foarte bine în natură și capătă o culoare mai distinctă față de unul uscat acasă și așa. Folosesc Baco ca să le tai jos, să văd dacă merită să-l iau sau nu merită. Și ăsta e un avantaj major pentru mine, față de Baco. Mă uitam că deja mi-a înghețat pe aici pe lamă, deci e chiar foarte frig afară. Și cam asta ar fi motivul pentru care aleg ăsta să merg cu el în general, când vreau să fac altceva decât un foc. Și ăsta să-l am în rucsacul de urgență. Dacă aveți alte experiențe cu fierăstraie sau cu, eu știu, lame în sine, eu, sincer, am încercat lamă tot așa, dimensiunea asta, luată de la noi din țară, nu știu să zic acum de producător, dar exact cu forma dinților ca și coada de rândunică, sare foarte tare din lemn. Deci când te chinuiești să tai cu el, jab, 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 mai vezi că sare din lemn. Tocmai din cauza că aia e potrivită pentru lemn verde în general și pe lemn uscat merge mai greu. Asta, de exemplu, merge bine pe lemn uscat. Nu zic așa, dacă nu s-a atent, mai sare. Dar nu ca și aia și după ce a intrat un pic în lemn, e ca o drujba. Alte lame nu am folosit. Asta am luat-o din străinătate, de-aia am zis că din țară și străinătate, că la noi n-am găsit o lamă Baco de genul ăsta. Nu zic că nu este, n-am găsit de atunci când am căutat. Și ăsta l-am 2013 făcut și da, tot de atunci lamele. Ca să revin, dacă aveți idee de lame mai interesante, care ați avut experiențe plăcute cu ele, ziceți-mi și mie. Și întotdeauna, când ești pregătit pentru o cantitate mai mare de lemn, că ai nevoie, e bine să ai și o unealtă de rezervă, cum ar fi o secure. Chiar am văzut acum pe Bushcraft, pe
Facebook un click cu un tip care, normal, din Rusia, că altfel parcă nu cred că se putea. I s-au rupt lanțul la drujbă într-un copac și ca să scoată lama și lanțul din copac s-au apucat să facă betoning cu un cuțitaș, nu știu, părea mora, dar nu mi se pare să fi fost mora. Și da, dacă aveau o secure, se rezolva mult mai repede treaba. Eu am folosit la câteva ieșiri firăstrăul ăsta și am pățit și eu. Am început să tai o cracă, așa, așa, și în loc să îmi cadă craca în jos, mi s-a curbat în interior și mi-a prins lama. Și n-am mai putut să fac nimic, era o cracă destul de grea. Și atunci ce am făcut? Aveam o securice la mine și am început și am făcut un V până la lamă și l-am scos afară, după care am putut să tai liniștit craca jos. Și da, e bine întotdeauna să ai o unealtă de rezervă. Așa. Sper că găsiți interesant și clipul de astăzi, chiar dacă nu am făcut nicio demonstrație cu ele. Am lucrat cu fiecare dintre ele, le am de multă vreme și asta este experiența mea personală. Îmi place să lucrez cu lemn, mai cioplesc din când în când, mai pun câte o coadă la un topor, la un cuțit. Și lucrul cu lemn nu e chiar plăcut. Mă relaxează, personal. Mă relaxează și atunci și unele care le folosesc mi se par interesante și le folosesc cu plăcere și încerc să le îmbunătățesc pentru mine să fie cât mai potrivite. Nu. Vă doresc o zi bună în continuare și spor la activități.